Dacă nu se mai ia să fie la mine, atunci a apărat la Mihai Drăgăscu. Și a adus aminte de el. Și de atunci revista există și astăzi. Mihai Drăgăscu l-a ajutat enorm. Vorbim cu foarte mulți scriitori, foarte mulți autori, pe care i-a îndrumat să publice în revista Cervantes. George Târziu, deci directorul, fondator al revistei Cervantes și directorul editurii Inspirescu din Satul Mare, a dorit, ca și acum, post-mortem, să oferă o diplomă de excelență omului de cultură Mihai Drăgăscu, cum scrie el aici, din partea editurii noastre și a revistei Cervantes, al cărui redactor a fost. Va rămâne un exemplu pentru noi în tot ceea ce vom face. Eu fără această diplomă de excelență, mamei sale. Beatrice Alexandra Isărescu. Acest spectacol de sunet nu putând fi prezent fizic, dar va veni să ne cunoască personal, că noi nu ne-am cunoscut, nici eu nu l-am cunoscut personal, nici copiii, însă o elevă de-a noastră, de-a mea, Sonia Măguleț, deja are câteva poezii în această revistă publicate și copiii vor avea parte din poeziile care sunt în această antologie publicate în această revistă, va exista un număr în care doamna Camelia Pantazi Tudor a scris ceva despre această antologie și va apărea acolo. Și nu putem decât să vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, să ne sprijiniți, să ne ajutați și promitem că noi vom fi alături de dumneavoastră ori de câte ori veți avea nevoie. Copiii au fost invitați de asemenea și la Radio Shalom, la emisiunea domnului Grămescu, să prezinte parte din poezioarele lor. Nu știu cum va fi acest lucru, dar va fi cu siguranță. Copiii și care a contribuit la apariția acestei antologii. Deci pe 4 iunie,